Suntem într-o zi de sărbătoare pentru familia Brad, extrem de implicată în tot ce se întâmplă astăzi. O felicit în primul și în primul rând pe doamna Brad, că a făcut față cu brio primului eveniment cultural pe care îl organizează domnia sa, pentru că doamna a dus tot greul la tot ceea ce se întâmplă astăzi aici. Iar domnul Brad este cel care ne pune astăzi în față un nou titlu de carte. Vom avea astăzi o lansare de carte, Mesaj Nocturn, ultima, cea mai recentă carte a autorului Ioan Brad, și vom avea și o prezentare a unei cărți puțin mai vechi, Prolog și Epilog, ambele cărți fiind o îngenunchiare a autorului, pentru că i-au stârnit amintiri, o să vedeți, și plăcute și mai puțin plăcute. Sunt lucruri care ne, de câțiva ani de zile, cred că ne unesc în simțăminte și în deziderate. E întotdeauna un privilegiu să fiu alături de dumneavoastră și astăzi cu atât mai mult, cu cât am avut surpriza acum o săptămână când am auzit că domnul Dragoș lansează o nouă carte. Vă mulțumesc că sunt foarte, foarte curios să citesc conținutul acestei cărți și să dau și un feedback în ceea ce privește gândurile puse pe hârtie. Mi-am propus pentru invitații mei să îi încânt, dacă pot, cu trei cărți. Una să fie lansarea în prima audiență, îi spune Mesaj Nocturn, și celelalte două doar ca prezentare. E vorba despre cărțile pe față, cu cărțile pe față și Prolog și Epilog. Cu cărțile pe față este prima mea carte pe care am scris-o. Este o carte autobiografică, dar totodată și o frescă selectivă, spun, a societății românești pe ultimii 70 de ani. Cea de-a doua carte, Prolog și Epilog, este o carte de geneza primei și unde personajele sunt cei care m-au ajutat să realizez prima carte, ce am devenit după ce am scris ca această carte, în ce asociație am fost primit și ia că mă aflu acum pentru cea de-a treia carte aici, în fața dumneavoastră. Ce pot să vă mai spun despre mine? Am 68 de ani, am terminat Facultatea de Drept și Institutul de Inteligență, am lucrat ca ofițer de antitero. Am scris prefața cărților Prolog și Epilog și Mesaj Nocturn. Aș începe cu prima. În prefață m-am legat foarte mult și de prima carte a Condeierului cu cărțile pe față, pentru că am citit-o și l-am asemuit în acel moment pe Condeier cu Marcel Proust, din punctul meu de vedere. Și dânsul, la anii senectuții, este căutarea timpului pierdut, iar prin scritură se eliberează și își regăsește timpul al copilăriei și al tinereții. Ce mai urmează? Opriți la aceste trei cărți? Deși la prima carte unii își puneau problema, unii domni chiar din Asociația Scriitorilor, participanți la prima lansare, care a avut loc la Blaj în urmă cu 3 ani, spunând opiniind că m-am apucat cam târziu de scris, dar aceiași oameni spuneau că și alt scriitor, nominalizându-l pe Tudor Arghezi, de exemplu, care s-a apucat de destul de târziu de această preocupare și au ajuns scriitori buni până la urmă. Eu nu știu cum o să ajung de bun, dar mă gândesc că o să mai scriu și eu, dacă îmi dă Dumnezeu viață, măcar încă 4-5 cărți și mă gândesc să mă străduiesc să le fac cel puțin tot așa de bune.